O școală arsă din temelii este metafora perfectă pentru sistemul de învățământ românesc. Doar că povestea pe care urmează să o vedeți este mai mult de atât. Este un caz real din zilele noastre. Școala gimnazială din comuna Icușești, din Neamț, a fost ridicată din funduri de la Banca Mondială și a fost pusă la pământ și mistuită de un foc iscat din senin. Cei aproape 150 de elevi ai școlii nici n-au avut timp să se acomodeze cu dotările moderne, că au și fost nevoiți să se mute în altă parte. Mai precis, într-o școală improvizată. Băncile erau puse așa pe două rânduri. Eu stăteam aici cu o colegă. Catedra. Catedra aici. Table. Și atunci noi o amenajasem de Crăciun. Și-au pus sufletul și inocența copilăriei în clasa care, câteva ore pe zi, le era casă. Și-au plecat liniștiți în vacanța de sărbători. Dar cum povestea noastră nu este cu final fericit, totul s-a dus de râpă cu o zi înainte de începerea școlii. Era duminică. Și școala lor modernă și clasa lor frumos decorată, totul s-a făcut scrum. Doar câteva pagini de manual arse pe la colțuri și câteva rânduri scrise stângaci pe un caiet mai amintesc că, până nu demult, aici era o școală, una modernă, cum rar vezi în satele României. Aici era holul, acolo era cancelaria, clasa a 5-a, clasa a 7-a și clasa a 6-a. Clasele erau foarte frumoase, eu stăteam bine, da. Dulăpioare, bănci și acolo era sala de calculatoare. Mai rămas ceva? Nimic. Calculatoare tot, erau materiale ale profesorilor, hărți, n-a mai rămas nimic. Cei 129 de școlari și preșcolari din Icușești învață într-un gimnaziu improvizat în clădirea veche a fostei școli, chiar lângă ruinele carbonizate ale celei care a ars. În urma apelului disperat, au primit 50 de bănci. Dar spațiul e mult prea mic pentru ei, așa că învață în schimburi. Nu este greu. Nu. Încerc să mă acomodez. Copiii sunt buni, foarte buni, suntem mulțumiți de ei, copiii care merg la olimpiade, la concursuri. Ne pare rău după școală, am făcut activități frumoase în școala aceea, am avut material didactic. Cărțile și restul dotărilor pot fi înlocuite, dar adevărata problemă este că școala, cu tot cu dotări, inclusiv laboratorul modern de informatică, nu au fost asigurate. Din punct de vedere legal, nu este obligatoriu. Deci legea nu îți impune, nu te obligă ca și ordonator principal de credite să asiguri. Cu toate că ar fi bine, nu că ar fi necesar, imperios necesar lucrul ăsta. Dacă era asigurat, era 70-80%, exact, putea recupera. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, iar autoritățile ridică neputincioase din umeri. Guvernul se o decizie. Din fondul propriu nu avem nicio șansă ca să construim o școală la nivelul care ar trebui să fie construită. Îți trebuie cel puțin 1,6-7 milioane de lei. De ce a ars clădirea nu s-a stabilit nici până în ziua de astăzi. Singura certitudine pe care o are primarul este că o altă școală nu va fi construită prea curând, iar de reconstruit nici nu se poate pune problema. Nici fundația nu mai poți folosi, deoarece e pe schelet metalic și ca să faci o construcție nouă din zid, nu mai ține acea fundație, pentru că nu poate să reziste. Vor trebui să o facă elevii care stau îngrămădiți în vechea școală, privind cu tristețe pe geam la ruinele școlilor moderne.